Agențiile de presă și toate ziarele importante au relatat despre încă un accident extrem de grav pe teritoriul Rusiei. Este vorba de explozia unui laborator destinat armelor de distrugere în masă, destinat armelor biologice. Acest laborator, din cauze necunoscute, a explodat și în laboratorul respectiv se aflau virus de. Ebola, SIDA și Antrax. Din păcate, am avut parte de aceeași reacție inconștientă din partea autorităților de la Moscova, dezmințind tot și spunând că nu este niciun fel de pericol. Noi am trecut prin foarte multe astfel de momente extrem de grave. Și primul pe care mi-l aduc aminte a fost accidentul de la Cernobâl. Una din cele mai mari drame nucleare ale lumii care a generat mii și mii de morți și probabil sute de mii, dacă nu milioane de oameni bolnavi cu afecțiuni extrem de grave au fost mințiți și au fost lăsați să moară pentru că așa cum ne-a obișnuit pe noi în Moscova, nu au recunoscut nici atunci existența exploziei nucleare de la Cernobyl foarte târziu. Au acceptat dramatismul și extinderea norului radioactiv inclusiv asupra României. Am avut parte de niște explozii la un sit cu rachete nucleare acum mai bine de o lună de zile. Am avut parte de un incident la, un, la o locație cu uh, explorare radioactivă și norul radioactiv a fost depistat undeva dincolo de Italia și de Franța. Și abia de acolo a pornit ancheta, și am aflat că, peste, că în urmă cu o lună și jumătate fusese un incident pe teritoriul Federației Ruse, neraportat, nerecunoscut. Și ne întrebăm în fiecare zi, dar oare de ce sunt atât de mulți oameni bolnavi? Oare de ce atmosfera este atât de încărcată? Pentru că aflăm că în urmă cu ceva timp s-au petrecut la est de România și de Europa incidente nerecunoscute. Cu ce? cu virus, extrem de periculoși, cu arme nucleare, cu nori radioactivi care sunt depistați apoi în evoluția lor 30 de zile mai târziu prin toată Europa. Fenomenul este extrem, extrem de grav și necesită o intervenție fermă, doamnelor și domnilor, a noastră, a europenilor, în interiorul instituțiilor din care facem parte pe acest continent. O să vedeți informațiile dramatice despre explozia laboratorului cu virusii HIV, Ebola și Antrax pe teritoriul Federației Ruse. O să vorbim și despre